După mai bine de 5 decenii, modelul 911 al companiei Porsche rămâne una dintre cele mai emblematice automobile sport din lume. Recunoscut prin silueta sa unică, modelul 911 se remarcă prin performanțele deosebite și calitățile dinamice unice date de amplasarea motorului în spatele axei posterioare. Astfel că vă prezint evoluția Porsche-ului 911. După succesul obținut cu modelul 356, Porsche a luat decizia de a continua cu un model nou, mai performant și mult îmbunătățit. Astfel se naște modelul 911. Pentru 911, Porsche menține designul părții din spate a lui 356, însă motorul cu 4 cilindri este înlocuit de unul mai puternic. Un motor boxer cu 6 cilindri, poziționat de asemenea, tot în partea din spate. După aproape 60 de ani de la ieșire de pe linia de producție a primului model 911, până în prezent au fost produse mai mult de 1 milion de modele din gama 911 în 8 generații diferite. Fiecare serie 911 are un cod de identificare intern, însă automobilele au fost comercializate sub denumirea Porsche 911. Modelul original 911 a fost prezentat pentru prima dată în anul 1000. 1963. Acesta s-a remarcat prin păstrarea arhitecturii deja consacrate, în speță motorul răcit cu aer amplasat în spatele axei posterioare. Acesta era menit să înlocuiască Porsche 356, fiind mult mai puternică, mai mare și mai confortabilă. Inițial, 911 avea un motor boxer de 2 litri cu 6 cilindri, fiind capabil să ajungă până la 100 de km pe oră în doar 9 secunde. Producția modelului 356 a luat sfârșit în anul 1965, însă există există încă piață uriașă și pentru mașinile cu motoare cu 4 cilindri, în special în Statele Unite. În paralel, pentru a umple golul dintre modelul anterior 356 și modelul 911, a fost lansat în același an modelul 912. Modelul 912 arată la fel, dar nu era la fel de rapid ca modelul 911. Atingea o viteză maximă de 186 km h spre deosebire de 911 care putea să atingă o viteză maximă de 215 km h Porsche a îmbunătățit continuu modelul 911 de-a lungul ciclului de producție, mărind capacitatea motorului de la 2 la 2,4 litri și puterea de la 100 la 190 de cai putere. În anul 1973 s-a lansat modelul Carrera 2.7 RS, care a fost considerat de colecționari cel mai bun model clasic 911 din toate timpurile. Numele Carrera provine de la mașina 356 Carrera, care ea însăși a fost denumită astfel după victorile Porsche în cursa Carrera Panamerica desfășurată în Mexic în anii 50. Iar RS înseamnă în limba germană Rennsport, Racing Sport, Autosport. Mașina se remarcă cu un spoiler spate în formă de coadă de rață, așa numitul Ducktail, fiind primul automobil de producție cu un asemenea element aerodinamic. Carrera avea un motor mai mare de 2,7 litri și dezvolta 210 cai putere. Era mult mai rapidă decât modelul original 911 și atingea o viteză maximă de 241 de km pe oră. Au fost fabricate în total 81.000 de unități ale modelului original 911. Interesant este faptul că modelul original 911 a fost denumit inițial Porsche 901, însă francezii de la Peugeot au protestat susținând că ei dețin dreptul exclusiv de a folosi nume compuse din trei cifre cu cifra 0 poziționată central. Însă Porsche nu a vrut să intre într-un litigiu cu cei de la Peugeot Așadar, a schimbat pur și simplu cifra 0 cu 1. În anul 1973, Porsche a făcut prima modificare a modelului 911 și a scos pe piață seria G. Această generație de mașini a fost produsă din 1973 până în 1989, fiind cel mai longeviv model 911. Mașina a beneficiat de unele restilizări la exterior, fiind prevăzută cu o bară de protecție pentru a deplini cerințele noilor reglementări de la acea vreme privind protecția la impact. În anul 1975 s-a lansat primul Porsche 911 Turbo, marcând astfel începutul erei Turbo, fiind prima mașină de serie supraalimentată și totodată una dintre cele mai importante etape din povestea 911. Cu un motor boxer de 3 litri care dezvolta 260 de cai putere și cu un imens spoiler spate, la momentul la care a fost prezentată, aceasta era cea mai rapidă mașină de serie din Germania. Porsche 911 Turbo atingea 251 km h și câțiva ani mai târziu ajunsese chiar și la o viteză maximă de 265 de km pe oră. Seria G a devenit un model foarte bine vândut, producându-se astfel 198.000 de, exemplare. Următoarea generație de Porsche 911 a apărut la sfârșitul anilor 80, și anume modelul 964. Deși la exterior semăna destul de mult cu modelul original, 84% era fabricat din piese noi proiectate. Printre premierele tehnologice ale acestui model au fost tracțiune integrală, airbag și transmisia automată. Aceasta era prevăzută cu motor boxer aspirat de 3,6 litri care dezvolta 250 de cai putere și atingea o viteză de 260 de km pe oră. Au fost produse în jurul a 78.000 de mașini din gama Porsche 964. În anul 1994 s-a lansat modelul 993, ultima generație de mașini 911 cu motor răcit cu aer. S-a modificat și designul, mult îmbunătățit, în comparație cu modelul anterior. Potrivit celor de la Porsche, numai 20% din piesele componente ale modelului 964 se regăsesc și în modelul 993. A înregistrat și un progres semnificativ referitor la felul în care se conduce. Modelul 993 a fost primul model prevăzut cu cutie de viteze în 6 trepte. Era puțin mai rapidă decât modelul anterior cu o viteză maximă de 270 de km pe oră. Seria 993 a fost martora debutului mașinilor Porsche GT, Modelul 993 GT2 fiind o versiune destinată mersului pe circuit vast mai rapidă, aceasta putând accelera până la 296 de km oră. Era ultimul model al generației sale și cel mai rapid Porsche la vremea aceea. Era capabil să accelereze la 100 de km oră în 4 secunde. Au fost produse 57 de exemplare de GT2. Seria 993 este printre favoritele fanilor Porsche datorită designului, precum și faptului că a rămas ultimul model cu motor răcit cu aer. Împreună cu toate variantele gamei s-au produs în jurul la 67.000 de exemplare din seria 993. Tu știai că încă din anul 1963 toate automobilele Porsche au fost produse în aceeași fabrică din Stuttgart, Germania? În anii 90, compania a întâmpinat dificultăți financiare și pentru a păstra gama 911 în producție, a înțeles că erau necesare schimbări radicale, ceea ce a condus la dezvoltarea modelului 996. Deși s-a păstrat designul clasic al serii 911, modelul 996 era o mașină complet nouă. A fost lansată în anul 1998 și a fost primul model 911 prevăzut cu motor răcit cu apă. La interior, clienții s-au bucurat de un design nou, modern, care s-a distanțat de designul clasic al interioarelor modelelor precedente. Constructorul urmărind sporirea confortului la condus și a ergonomiei mașinii. În ceea ce privește designul caroseriei, 996 a fost un model foarte controversat. S-a remarcat prin neobișnuitele faruri în formă de ouă prăjite. La lansare, seria 996 a fost disponibilă în versiuni cupe sau cabriolet cu tracțiune pe spate, echipate cu motor boxer cu 6 cilindri de 3,4 litri ce atingea viteza maximă de 289 de km pe oră. Versiunea turbo, lansată în anul 2000, atingea impresionanta viteză de 317 km pe oră. Au fost fabricate peste 197.000 de exemplare din generația de automobile 996. Acest model apare și în filmul de animație Cars și este întruchipat de personajul Sally. În anul 2004, Porsche a lansat noua generație de modele care era, denumită 997. Aceasta întruchipa silueta clasică a lui 911 și revenirea farurilor la forma perfect ovală, cu semnalizatoare separate, asemenea modelelor anterioare, prebucuria bucuria celor care preferau forma aceasta față de farurile controversate ale modelului 996. Modelul de bază avea motor boxer de 3,6 litri și dezvolta 325 de cai putere. Atingea o viteză maximă de 289 de km/h. Carrera S ia o versiune puțin mai rapidă cu un motor mai mare de 3,8 litri. În anul 2007 s-a lansat modelul GT2, primul care ajungea la viteza maximă de 321 de km pe oră. Era și cel mai scump din seria 997, fiind vândut cu suma de aproximativ 214.000 de euro la lansare, față de modelul de bază, ce s-a vândut cu aproximativ 68.000 de euro. Porsche a fabricat mai multe variante ale modelului 997 pentru a satisface preferințele clienților, atât la Carrera, Targa, cât și la cabriolet, turbo, GTS și la multe altele. A fost lansat un număr record de 24 de variante al modelului 997, acesta fiind. Cel mai de succes automobil din generația 911, astfel că au fost fabricate peste 215.000 de exemplare. Modelul 991, lansat în anul 2011, a marcat un pas important în istoria automobilelor Porsche 911. Următoarea generație urcă ștacheta și mai sus în termen de performanță și eficiență. 911 era mai mare decât 997 și s-a folosit o cantitate mai mare de aluminiu pentru construcția sa. Din punct de vedere mecanic, noul Carrera 991 era echipat cu un motor mai mic de 3,4 litri, însă mai puternic. Pentru scăderea consumului de carburant, constructorul a folosit tehnologii noi, precum funcția Star Stop care oprește motorul mașinii la culoarea roșie a semaforului. Modelul de bază din gama Carrera atinge o viteză maximă de 289 de km pe oră. Peste ani, Porsche a continuat să adauge noi modele gamei 991. La aniversarea 50 de ani de la la lansarea modelului 911, Porsche a realizat în anul 2014 o versiune specială a acestuia, denumită. 911 ediția aniversară de 50 de ani. Au fost produse 1963 de unități și puteau fi achiziționate numai de către acei posesori care mai aveau un garaj un alt automobil Porsche. În anul 2017, la lansarea Xbox E3, odată cu lansarea jocului video Forța Motorsport 7, Porsche a prezentat noul 991 GT2 RS pentru a marca includerea sa în jocul video. Este o mașină sport brutală ce ajunge de la 0 la 100 de km pe oră în doar 2,7 secunde, fiind una dintre cele mai rapide autosport din lume. Și asta nu e tot! În 2017, Lars Kern a stabilit un nou record cu un GT2 RS pe circuitul de la Nürburgring, obținând un timp pe tur de 6 minute și 47 de secunde. În 2021, Lars și-a doborât propriul record cu aceeași mașină și la momentul în care filmăm acest videoclip, el este deținătorul recordului celor mai bun timp pe circuit cu mașini de serie. Legendara mașină este cea mai rapidă din gama 911 cu o viteză maximă de 340 de km pe oră. Au fost produse numai 1000 de exemplare din acest model. Pe parcursul procesului de producție, ce a durat din 2011 până în 2019, au fost vândute peste 233.000 de exemplare de astfel de automobile Porsche 991 fiind modelul cu cele mai multe exemplare produse. Este bine să știi faptul că automobilul Porsche 911, cu toate modelele din gamă, este cea mai vândută mașină sport din toate timpurile, cu peste 1 milion de unități produse de-a lungul a peste 50 de ani. În sfârșit. Cea mai recentă generație de automobile Porsche 911 este 992, lansat în anul 2019. Continuând moștenirea lui Porsche 911, acest model se aseamănă foarte mult cu modelul anterior 991. Asemenea tuturor generațiilor 911, acesta este diferit prin câteva îmbunătățiri la putere și eficiență. Carrea 992 atingea viteza maximă de 293 de km pe oră, fiind puțin mai rapidă ca predecesorul său. În anul 2020 s-au lansat Turbo și Turbo S echipate cu motoare Boxer de 3,8 litri ce dezvoltă 641 de cai putere. Turbo S accelerează până la 100 de km pe oră în numai 2,5 secunde. Este cel mai rapid Porsche de serie și atinge viteza maximă de 330 de km pe oră. În 2021 s-a lansat cel mai recent model din generația Porsche 911 versiunea 992 GT3. Spre deosebire de alte modele, 992 2 GT3. Este un automobil dedicat performanțelor de circuit și este echipat cu un eleron mare pe spate, cu guri mari de aerisire, difuzor mai mare și două evacuări mari. Noul 992 GT3 a stabilit la Nürburgring un timp pe tur impresionant de 6 minute și 55 de secunde. Mașina nu este la fel de rapidă ca Turbo S, însă atinge 320 de km pe oră. De la primul automobil Porsche, lansat în anul 1963, până la cele mai recente generații din anul 2019, Porsche continuă să îmbunătățească performanța mărcii sale, păstrând caracteristicile originale a lui 911. Dacă v-a plăcut documentarul, nu uitați să vă abonați și să turtiți clopoțelul, aștept și părerea voastră mai jos în comentarii și până data viitoare să ne vedem cu bine în următorul video. La revedere!